Scandalul a luat proporții în Parlamentul de la Tirana din cauza generalului Florian Coldea. Aleșii chiar s-au luat la bătaie. Relația lui cu premierul Edi Rama a determinat opoziția să facă o interpelare oficială către șeful guvernului albanez. Coldea ar fi fost concediat de către premierul Edi Rama imediat ce s-a aflat de începerea urmăririi sale penale în România. Pentru consultanța oferită premierului albanez, generalul român ar fi primit lunar 7.000 de euro. Imediat după ce DNA a anunțat punerea sub acuzarea lui Florian Coldea și SRI a venit cu o explicație după toate aceste dezvăluiri. Reprezentanții instituției au confirmat că generalul a fost profesor la Academia Națională de Informații, însă pentru anul universitar 2024-2025, norma didactică pentru Coldea nu mai era inclusă în program, semn că a pierdut această funcție. Acesta era conferențiar încă din anul 2017. Odată cu acuzațiile ce i se aduc și cu începerea anchetei, întreaga activitate a generalului Coldea este zguduită, inclusiv 10 de afaceri ar fi afectate. Nenumărate firme ce ar fi fost protejate de mafia statului paralel ar fi ajuns acum să se clatine. Florian Coldea se află sub control judiciar, drept urmare nu mai poate părăsi țara. Măsura i-a pus piedici și în plan personal și nu va mai putea să meargă în vacanțe, pentru relaxare la vila de pe Coasta de Azur. Casa de vacanță de la Monte Carlo, ce ar aparține lui Florian Coldea, ar fi pusă, potrivit jurnaliștilor, pe numele lui Bogdan Neidoni. Legăturile dintre cei doi sunt însă vechi. Neidoni este fostul coleg de cameră al lui Coldea de pe vremea când amândoi erau studenți în cadrul Academiei de Informații. Jurnaliștii scriu că, de cel puțin 6 ani, generalul merge pe Coasta de Azur să se relaxeze. Dacă domnul Coldea, mă rog, îi se strânge funia, așa, în jurul mâinilor. Sau gâtului. Eu am încercat să fiu drăguț. Celălalt, mâna sa dreaptă, generalul Dumbravă Dumitru, domnule, dă dovadă de un tupeu fără margini. Bă, deci omul ăsta, pe cuvântul meu, eu cred că în loc să bage capul nisip, să ducă în lumea lui și asta, măi, are un tupeu formidabil. Și spuneam că e posibil să aibă tupeul omului care nu are nimic de pierdut, având în vedere unele probleme cu care se confruntă. Astăzi a fost să semneze la controlul judiciar. A mai fost și toc acela, dar ăla, nu știu cum a mermelit el cu polițiștii, că a schimbat și data și ora. Dar Dumbravă, tupeu, dar ce tupeu, priviți! Acei bani din consultanță judiciară, din optimistă judiciară, unde s-au făcut? Și eu am spus că aștept o emisiune la Realitatea Plus, în care să se stabilească cât ai voi să câștigi în România. Dar cu domnul Coldea, cât de bine vă înțelegeți? Iar îmi puneți întrebări din dosar, am răspuns la această întrebare deja. De ce aveți același avocat? Sunteți nou, da? Cătălin Hidec nu își putea plăti acei 600.000 de euro pe care i-ați cerut. Aveați în plan să-i preluați afacerea, întrucât, după cum bine știm, Doru Trăil a acționat împotriva acestuia și în aceste momente Cătălin Hidec are toți banii blocați, cât și proprietățile. Ați dorit să-i preluați afacerea Sanimed? Păi dacă afacerea Sanimed e în faliment, cine și-ar dori să-și ia o afacere falimentară? Cel puțin Cătălin Hidec a declarat faptul că în ultima perioadă, de când a făcut acele plângeri la DNA și a depus mai multe probe, se simte amenințat. A spus că este frică să iasă în oraș. Cred că are protecție suficientă și statul român îl protejează. Protecție? Am eu alură de criminal? Vă întreb. Dar credeți că aș fi... Din ce parte trebuie să ai venit? Nu știu ce. Domnul Hidec e într-un declin cognitiv, evident. Uitați-vă la declarațiile domniei sale. Evident că urmăresc cu mare interes emisiunile Realitatea, mai ales că în fiecare seară apar niște asesori populari acolo. Știți, să cunoașteți termenul asesor. Asesor popular. Erau cei care făceau pe vremuri școala profesională de drept și care își dau cu părerea vis-a-vis de dreptul penal. Aroganță ieftină, are el, pe cuvântul meu. Ar fere pe el, păi da, zici că bă, acum ai scos zici, din Oxford. Are, de la are pe tupeu, drept. Are tupeu. Bă, dacă erai deștept așa, te făceai avocat în privat, te făceai și tu altceva, nu erai un... Președinte, dar ce câștigi atâția bani, nu câștiga. Păi, dacă muncești, câștigi. Dacă muncești, el respectă omerta, ascultați ce vă spun eu, iese zâmbitor de la anchetă ca și Coldea,
și transmite un mesaj, domnule, de la ce televiziune ești tu? Transmite-te, ascultați-mă până la capăt. Și, cu alte cuvinte, spune, domnule, ce oameni avem noi de la SRI, la televiziunea XY, băi, voi ce faceți acolo? Da, aoleo, nu e adevărat. Deci ăsta sunt niște mesaje. Și văd acum că vine vreunul și de două parte domnului Botin că se ia de el sau ce se întâmplă în realitate. Deci el transmite niște mesaje prin atitudinea pe care o face. Doamne, noi nu devoalăm nimic, așa că apărați-ne, da? Ce simt, foarte... nu mai apără nici, Dumnezeu nu mai apără. Statul român îl apără pe Hidec, dar de fapt problema nu este Dumbrava. Credeți-mă, problema este parchetul. Ce ar fi făcut un procuror dacă s-ar fi întâmplat într-un alt caz, ca un avocat căruia îi se impută faptul că acel contract de asistență juridică pe care l-a încheiat cu Hidec înseamnă de fapt trafic de influență și spălare de bani, că banii au ajuns într-un mod nelegal la firma de consultanță a domnului Dumbrava. Ce s-ar fi întâmplat dacă acel avocat ar fi apelat în timp ce era inculpat la un executor judecătoresc? Procurorul ar fi spus, ai încălcat controlul judiciar, ai luat legătura direct sau indirect cu partea vătămată, ia să revocăm noi măsura controlului judiciar. Cine știe ce era primul radar? Aici vorbim de firmă. Vorbim de o firmă de consultanță, doamna. E vorba de protecție. Vorbim de suma de bani. Doamna Ștefan are dreptate. Vorbim de ilicitul. O să vedem după publicitate. Vorbim de faptul că domnul avocat Trăilă, uzând de acel contract, da? Care de altfel contract face parte din soluția pe care au dat-o controlul judiciar, da? Trafic de influență, spălare de bani, i-a pus sechestrul lui Hidec pe toate conturile, și private și cele ale firmei, și i-a luat banii din firmă astfel încât Hidec astăzi a dat oameni afară.